Prefectura Buzău are un nou secretar general. Nicolae Piron, consilier juridic clasa I, a fost numit în funcție, decizia fiind deja publicată în monitorul oficial. Nicolae Piron este de profesie jurist și are experiență în administrația publică, unde activează de aproape patru decenii. A lucrat inițial la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, iar ulterior a ocupat funcția de secretar al Comunei Zărnești. S-a transferat în Consiliul Județean Buzău pe postul de consilier juridic superior și a promovat apoi, prin concurs, în funcția de șef-birou în cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală. Pe Nicolae Piron îl cunosc de 20 de ani, din anul 2004, prin prisma interacțiunilor pe care le-am avut în administrația publică și am foarte mare încredere în seriozitatea lui și în consistența profesională pe care a dovedit-o în toți acești ani. Odată cu numirea noului secretar general, prefectul județului Buzău, Daniel Țiclea, anunță sosirea altor specialiști care atenuează criza de juriști cu care instituția s-a confruntat în ultimii ani. Și odată cu această nominalizare, care să adaugă uh, ocupării a șase posturi de la acest serviciu, inclusiv a postului de uh, șef serviciu de către doamna avocat Hogea Ramona, intrăm uh, în sfârșit într-o situație de normalitate și în acest domeniu de activitate al Prefecturii Buzău. Prefectura Buzău a rămas fără secretar general în luna octombrie, după ce era Luca Alexandru și a dat demisia din funcție.